Curaj neînfricat. În Psalmul 31 cu versetul 24 găsim scris: Încurajați-vă și El vă va întări inima, voi toți cei care sperați în Domnul. Resursele cerului sunt nelimitate și toate sunt la comanda noastră. Oare pe urmașii lui Hristos nu îi așteaptă să cultive cele mai înalte virtuți și să câștige cele mai mari onoruri? Dumnezeu îi cheamă să intre într-o cursă în care toată lumea poate câștiga. El îi cheamă să se înroleze într-un război în care oricine poate fi un cuceritor. Răsplata întinsă biruitorilor este haina dreptății și coroana vieții veșnice. Locuitorii Universului Ceresc se așteaptă de la urmașii lui Hristos să strălucească ca niște lumini în lume. Ei trebuie să arate puterea Harului pentru care Hristos a murit, ca să-L dea oamenilor. Dumnezeu se așteaptă de la cei care mărturisesc că sunt creștini să dezvăluie în viața lor cea mai înaltă dezvoltare a creștinismului. Ei sunt reprezentanții recunoscuți ai lui Hristos. Misiunea lor este să arate că creștinismul este o realitate. Ei trebuie să fie oameni ai credinței, oameni cu o creștere constantă, oameni cu sufletul întreg, care, fără să pună întrebări, cred în Dumnezeu și în făgăduințele Lui. Dumnezeu cheamă oameni cu un curaj neînfricat, oameni plini de speranță, credință și fidelitate, care se bucură la gândul triumfului final, refuzând să fie împiedicați de obstacole. Cel care aderă cu fermitate la principiile adevărului are asigurarea că cele mai slabe puncte ale caracterului lui pot deveni punctele sale tari. Îngerii cerești sunt aproape de cel care se străduiește să-și aducă viața în armonie cu Dumnezeu și cu legea sa sfântă. Dumnezeu este cu el în timp ce declară: Trebuie să înving ispitele care mă înconjoară, altfel ele îl vor izgoni pe Hristos din inima mea. El combate orice tentație și înfruntă orice opoziție. Prin puterea obținută de sus, El deține controlul pasiunilor și tendințelor care, necontrolate, l-ar duce la înfrângere. Și atunci, de ce să nu înainteze cu credință și curaj oamenii care luptă împotriva puterilor întunericului? Dumnezeu, Hristos și Duhul Sfânt sunt de partea lor. Nu lăsați pe cei care stau sub steagul pătat de sânge al prințului Emanuel să facă ceva care să dezonoreze cauza pentru care luptă. Hristos se așteaptă de la soldații săi să fie curajoși, loiali și sinceri. Părinte Ceresc, vreau să fiu acel soldat curajos. Îți mulțumesc că mă ajuți să am un caracter nobil și îți mulțumesc că și astăzi eu voi fi biruitor prin tine. Amin.